Copii foarte, foarte drăguți, ei se numesc Mara Bordei, Ana Maria Roșcan, Panait Mihai, Ivancio Ilinca și Ana Maria Anastase. A fost odată ca niciodată o fată pe nume Ana care locuia în Zootoponia. În această pădure totul era pe dos. Animalele mici erau mari, animalele mari erau mici, copacii erau pitici, iar plantele creșteau în sens invers. Șeful acestei păduri era un cal magic cu voce de veveriță. Pentru că el nu se purta frumos cu viețuitoarele, acestea s-au revoltat. Ana, văzând că lucrurile o iau razna, s-a decis să-i ceară ajutorul celei mai bune prietene a ei, prințesa Tigru Gri, care stăpânea regatul tigrilor de argint. Draga mea, prințesă, nu-i așa că mă poți ajuta și pe mine să-l transform pe șeful meu într-un elefant care să devină cât o firimitură de țărână? Sigur că te pot ajuta, zise prințesa Tigru Gri, dar mai întâi trebuie să-mi aduci o râmă care să-mi tragă caleașca regală. Pentru că în acea pădure râmele erau foarte rare și foarte greu de găsit, Ana avea o provocare dificilă și ceru ajutorul viețuitoarelor pădurii. Acestea o îndrumară spre bătrânul Etalon, care avea o crescătorie de râme. După 3 zile grele și obositoare, în sfârșit a ajuns la ferma acestuia, a bătut la ușa casei și, spre surprinderea ei, a dat de un moșneac foarte ursuz care a încercat să o izgonească de pe teritoriul lui. Marci de aici, fato! Nu vezi că mi-ai deranjat somnul de frumusețe? Văzând că nu are cu cine discuta, Ana a decis să răpească o râmă pentru caleașca prințesei Tigru Gri, așa că așteptă să intre în casă repede moșneagul și încălecă pe o râmă și porni la drum. În sfârșit ajunse, îi duse prințesei Tigru Gri râma, iar aceasta a fost de acord să o ajute. Ea și-a aranjat toată armata de tigri de argint și cu ajutorul istețimii și îndeletnicirii acesteia a reușit împreună să scape de domnia regelui cal cu voce de veveriță și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți în pădurea Zootoponia. Învățătura acestei povești, pentru că nu e așa orice poveste are și o învățătură, este următoarea. Nu fi rău cu cei din jurul tău, pentru că totul se poate întoarce împotriva ta. Ei, dragilor, învățătura asta cred că trebuie să o știe toată lumea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Aștept în continuare poveștile voastre pe adresa mea de mail, poveștilelui.pufi@gmail.com. Puteți să urmăriți toate poveștile înregistrate și pe adresa de YouTube, acolo unde sunt postate toate episoadele, toate poveștile de până acum. Iar până la următoarea întâlnire, Pufi vă pupă, vă iubește și vă urează numai și numai bine! La revedere! La revedere! Tum 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 t